8 proiecte de hotărâre au fost discutate de consilierii municipiului Fetești la ședința ordinară a administrației municipale din luna aprilie. Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017, aprobarea execuției bugetului local la trimestrul 1 al anului 2018, aprobarea planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Fetești, încredințarea directă a lucrărilor obiectivului de investiție amenajare trotuar și parcări, strada Călărea, zona Hotel Miorița din municipiul Fetești către societatea Drumuri Municipale SRL Fetești sau aprobarea regulamentului organizare și funcționare a sistemului de parcare cuplată în municipiul Fetești au fost câteva din aceste proiecte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului financiar pe anul 2017. Vă rog avizul Comisiei Economice. Mulțumesc. Aviz favorabil al Comisiei Economice. Dacă simt, pentru proiectele care au fost demarate în cursul anului 2017 sau finalizate, la două dintre ele este vorba de proiectele de pe strada Promenadei și pe strada Jandarmerie. Sumele mi s-au părut foarte mari, mai ales că acolo s-au mai făcut niște lucruri, deci a fost o continuare a lucrării. Aproape 3 miliarde pentru investiția de la jandarmerie și nu s-a rezolvat problema trotuarelor pe acea stradă. Adică este numai în trotuar, în zona blocurilor de la blocurilor militarilor și niște parcări. Dacă luăm și niște facem împărțirea, o să ne iasă o valoare destul de mare pentru locul de parcare. La fel și pe Promenade, e o lucrare care a început în timpul mandatului domnului Catrinoiu și a fost o continuare și nici de cum nu arată ca o stradă a Promenadei. Dacă vreți să denumim străzile după cum arată, ar trebui strada Râmpilor să avem Râmpi. Dacă vreți strada Liliacului, ar trebui să avem Liliac. Dacă vreți după denumire. Și apropo de banii care s-au cheltuit, să știți că nu e făcut proiectul de când sunt eu, și proiectul respectiv realizat e făcut de acum vreo 3-4 ani și dumneavoastră vi se pare că e mai mult, alții au părere că e prea puțin. Vi se pare, dar pe ce vă bazați când spuneți dumneavoastră că vi se pare? Haideți să vorbim la concret. Nu, ca să aprobăm această execuție. Dar cu ce vi se pare dumneavoastră? Eu aș vrea să vă întreb cu ce vi se pare. Așa de părut și de dat presupusul e foarte ușor. Venim la alt proiect de hotărâre și mi se pare că e prea puțin. Acum la ăsta mi se pare că e prea mult. Pe ce vă bazați? Eu știu că vi se pare foarte normal să vorbiți frumos, vi se pare foarte corect să vorbiți în fața televiziunii, să vă audă lumea, dar să vă văd ce faceți. Consilierii, ce faceți dumneavoastră, vă rog, pentru unitatea asta? Sunteți la putere. Pentru ateul ăsta, ce faceți dumneavoastră? Ce faceți dumneavoastră, vă întreb? Știți să luați banii în calitate de consilier fără să contribuiți cu ceva la acest ATE? Mă cer scuze pentru ceilalți. Eu vorbesc numai cu domnul Sima. Nu vreau să jignesc pe cineva. Domnul primar. Și așa sunt puține investiții. Ne propunem puține investiții să faci și nici măcar pe alea nu reușim să le controlăm și să le urmărim. Asta e părerea dumneavoastră. Asta e fix părerea dumneavoastră. Cine e pentru? Împotrivă? Se abține? Și doi proiecte de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar local la trimestrul 1-2018. Comisie, avizul Comisiei Economice. Mulțumesc. Discuții. Cine vrea să... Da, aș avea iarăși niște întrebări legate de bugetul pe investiții. Vorba de proiectele rețeaua de energie electrică sud-sud-est. Înțeleg că s-au dat niște bani către Electrica ca și cofinanțare, dar nu s-au început lucrurile acolo. Nu ne interesează dacă am dat banii ăștia? Banii interesează foarte mult. Trebam. Așa se face la Enel. Citiți legea, vedeți la Enel. Exact banii înainte, nu facem de capul. Exact așa este la Enel și dacă vă aduceți curent acasă și trebuie să montați un transformator, vă strig, dacă voiați, vă spuneam în particular, dați bani înainte și până își programează lucrările, vă face cu firmă. Dar am văzut mișcare și de asta. Nu știm noi mișcarea lor.
își programează firmă care vine, vreți să vă povestesc asta, mergem direct la INEL și aflați modelul. Chiar am vorbit cu doamna de la INEL, mi-a zis că sunt în execuția proiectului tehnic, am primit documente pentru obținerea certificatului de companies, deci autorizația va fi scoasă de primărie în numele INEL-ului. Și după aia vor începe lucrările. Deci acum se execută proiectul tehnic. Cine este tehnic? Împotrivă? Se abține? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de mobilitate urbană, durabilă al municipiului Fetești. Avizul Comisiei Economice, mulțumesc. Juridic, favorabil. Mulțumesc. Urban, favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții. Cineva? Are cineva de discutat ceva referitor la acest proiect? Vă mulțumesc, supun la vot. Cine e pentru? Împotrivă, se abține. În unanimitate. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Fetești a terenului în suprafață de 4206 metri pătrați, în vederea atribuirii denumirii unor străzi pe raza municipiului Fetești. Avizul Comisiei Economice? Mulțumesc. Avizul Comisiei Urban? Favorabil la urbanism. Mulțumesc. Nu supun la vot. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține, unanimitate. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind încredințarea directă a lucrărilor obiectivului de investiții, amenajarea teritoriului și parcări, strada Călăraș, zona Hotel Miurița, municipiul Fetești, județul Ialomița, către Societatea Drumuri Municipale SRL Fetești. Avizul Comisiei Economice? Mulțumesc. Avizul Comisiei Urbanism? Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, prima de altă treabă. Clarificată treaba cu SC Drumul Municipal vis-a-vis de conducere. Înțeleg că eu... SC Drumul Municipal funcționează. Funcționează conducerea care este. E legală conducerea. Nu, înțeleg că a făcut o contestație. Nu e închis. SC Drumul nu s-au închis. Domnul primar, m-am pus o întrebare... Să nu mi funcționează și eu v-am răspuns? Funcționează. La conducere. După legea 31, imprimatul se acordă tot de către directorul care a fost timp de 30 de zile. În urma controlului efectuat de Consiliul de Administrație, provizoriu, de 4 luni de zile, aprobat din hotărâre de Consiliu Local, conform ordonanței de urgență 19-9, prin care funcționează 10 drumuri municipale SRL, nu e pe 109, e pe 31. Pe 31 este înființat 10 drumuri municipale SRL, iar ea funcționează conform ordonanței de urgență 109 din 30 noiembrie 2011. Această ordonanță se referă la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Această ordonanță de urgență 109 pe 2011 se aplică întreprinderilor publice persoane juridice române. Conform acestei ordonanțe, companiile și societățile naționale, virgulă, societăți la care statul sau unitatea administrativ-teritorială este acționar unic majoritar sau la care deține controlul. Conform acestor prevederi a ordonanței 109, intră și 10 drumuri municipale. Ea a fost constituită, înființată prin legea 31, într-adevăr, dar funcționează conform acestei ordonanțe 109 pe 2011. Trebuia făcută modificare. Nu ne spuneți din punct de vedere organizatoric. Spuneți-mi dacă dumneavoastră, ca și Consiliul de Administrație, funcționează legal. Consiliul de Administrație, în măsura în care din membrii Consiliului de Administrație, care au fost 5 la număr, prin demisia a 2 membri au rămas 3, da? În cazul în care dacă sunt vacante, una,
Dacă sunt, funcționați legal, dacă mă spus și cuprinzător. Funcționăm legal și de ce vă spun asta? Bază? În baza ordonanței de urgență 109, care scrie la articolul 64, durata mandatului Consiliului de Administrație poate fi de 4 luni provizoriu, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum 6 luni. Cine va prelungi? Cine va prelungi? Nu. Nu este se poate prelungi pentru motive temeinice prin ordonanța de urgență. Nu, mandatul prin hotărârea de administrație este expirat la momentul. Nu prin hotărâre de Consiliu Local. Hotărârea Consiliului Local a fost pentru mandatul provizoriu de 4 luni. Iar aplicând ordonanța 109, nu scrie nicăieri că virgulă AGA, care o reprezentați dumneavoastră, poate prelungi cu încă două. Nu. Se poate pentru motive temeinice până la 6 luni. Se sistematizează oarecum zona, se vor face cu ajutorul lui Dumnezeu, 19 locuri de parcare, se va îngusta trotuarul, dar rămâne acum, și din acest punct de vedere, eu știu, o discuție mai aprofundată, de unde pornește lucrarea, de la BCR până la șaormerie aici pe Călăraș, cât, cum, probabil parcarea în spic. Din punctul meu de vedere, aș vrea să înceapă cât mai repede și să fie tot la fel finalizată cât mai repede. Bun, punctul la contestație. Contestația, am citit-o. Personal vă spun că mi-asum și proprietatea cuvintelor și, eu știu, votul, dacă va fi să ne dăm un vot, dar din ce am citit acolo, dacă este adevărat, nu prea este bine. Nu prea e în regulă. Ce să votez? Ce să votăm? A fost un Consiliu de Administrație votat de către noi, Consiliul Local, care suntem AGA, SECE Drumuri Municipale, am votat pe o perioadă determinată, 4 luni de zile. După 4 luni de zile s-a încheiat mandatul. Prelungirea unui alt mandat se face tot de AGA, tot prin vot. Ceea ce mi s-a supus aprobării dumneavoastră este vorba de un proiect de hotărâre privind acreditarea directă. Faptul că este trecut pe ordinea de zi și inițiatorul acestui proiect de hotărâre este domnul primar. Și el poate fi retras numai la inițiativa domnului primar. Poate fi retras prima. Al doilea lucru care este vis-a-vis de aceasta din punct de vedere al procedurilor locale. Nu ar trebui amestecat hotărârea de consiliu, deci ședința de consiliu local cu ședința AGA, care este adunări municipale, după această ședință de consiliu local. Nici la puncturi diverse nu. Una este de o competență, AGA va lua măsura în care o va lua privire la contestație, conform materialul care le aveți, și orice măsură care se adoptă de Consiliul Local fără să se respecte procedura și de ședință și de AGA, este contestabilă și poate fi atacată cu nulitate. Deci nu trebuie amestecate unele cu altele. Una este de competența Consiliului Local, acest proiect de hotărâre, unul este deci, încredințare la 10 drumuri, nu către director, 10 drumuri municipale. Proiect de hotărâre privind extinderea terenului cesionat de către domnul Dragomir Radu, situat în Fetești, strada Nicolae Tuculescu, 18, cu suprafața de 54 metri pătrați. Avizul Comisiei de Urbanism. Favorabil. Mulțumesc. Direcția. Sunt discuții? Supun la vot proiectul. Cine e pentru? Împotrivă? Se abține lui. Unanimitate. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament tip ANL situat în municipiul Fetești, strada Gânușor, bloc 4, etaj 1, apartament 8, doamnei Gheorghiu Aida Iuliana. De la comisie. Supun la vot proiect. Cine e pentru? Să dea de două plata. Proiect de hotărâre pentru aprobare regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Fetești. Avizul Comisiei Economice. Mulțumesc. Comisia Juridică. Mulțumesc. Avizul Comisiei Urbanism. Favorabil. Mulțumesc. Amenajarea parcării de la terenul, de la bâlci, să spun așa, fostul bâlci, care s-a dat în administrare de ADT-ului, au costuri privind infrastructura zero. Nu ne rămâne de făcut decât să trasăm
niște, să facem marcajele, că am scris la articolul 1, la articolul 2, amenajarea parcării care are destinația de parcare cuplată va cuprinde trasarea, semnalizarea și indicatorul de parcare cuplată și a aparatelor de taxare. Asta pe viitor, pentru că nu putem să estimăm acum la câte titluri vom avea săptămânal, lunar sau anual, ca să putem demara o investiție mai... Da? Noi la momentul ăsta avem infrastructura, adică terenul, care e plin de piatră și n-au cum să rămână vehiculele de mare tonaj acolo. Da? Și vom începe, și vom începe cu taxarea pe bază de tichet și abonament. Chiar avem și pretendenți care întreabă când se va da drumul la această parcare, că vor să facă societățile care dețin vehicule de mare tonaj, vor să deci facă contracte anuale. Când o să avem? 110 euro pe an, nu? Da. Începutul. Iar, pot să vă spun ca exemplu. Pot să vă spun ca exemple, Brașovul are așa ceva, dar este parcare de tiruri privată, Sighișoara are așa ceva, Aradul, toate sunt private. E, la privat un tir, la Brașov și Sighișoara au 10 lei pe zi, dar le oferă, mă rog, Wi-Fi gratuit, sală cu TV. Noi nu avem aceste posibilități la momentul ăsta. Încercăm să vedem și dacă vor fi mai multe tiruri, mai multe mașini, mărim prețul cât trebuie și venim la dumneavoastră în ședință de consiliu cu proiectul hotărâri să mărim prețul. Dar asta, domnul primar... Deocamdată nici nu știm câte mașini vor veni. Ideea e următoare, când facem un regulament trebuie să scrie aici parcare, autotaxare, poate o să punem bariere automate, de-aia o oră, poate să intre un tir. O oră face duș, își iese. O să-i punem prețul mai mare, bineînțeles. Dar acum nu stăm în loc de astea. O să vedem cu toți, o să vedeți și dumneavoastră dacă sunt tiruri acolo. Dacă vor fi două tiruri, asta desfințăm domnul, asta. Dacă permiteți, să nu uitați. Dacă facem chestia asta, înseamnă să și spunem, adică poliția locală să-și facă datoria. Adică toate tirurile care sunt agățate pe variante, pe... Și poliția așteaptă și poliția... Adică atunci sunt lucruri de parcare, poți să obliți... Nu-i mai lasă să parcheze pe autostradă unde sunt X-sectorile respective. Nu-i mai lasă să parcheze acolo. Automat, cel care depășește orele o să vină, o să fie atenționat. E o parcare la Petești. Nu te angajăm. Avem un solicitant. Următoarea ședință a Consiliului Local Fetești va avea loc la finalul lunii mai.